Astăzi, băieți, luăm fa ul de la 0 și vreau să vedem în 24 de ore la ce rating putem oare să ajungem, pentru că, după cum vedeți, mi-am făcut un con nou și veți un pic acolo asupra mea, 56 overall, nici măcar kick nu l-am făcut, iar în următoarele 24 de ore voi încerca să joc cât pot eu de mult și să văd cât de mult pot să upgradez această echipă. Voi începe, bineînțeles, cu aceste skill game și haideți să înceapă această zi nebună. Oare și să trag la poartă? Ia să vedem. Ia, de la poartă? Da, mă, am dat gol. Wow! <laughs> Și avem primul nostru upgrade, băieții, al, al echipei, deși nu știu momentan în cum ar echipa, pentru că nu mă lasă să, nu mă lasă să, să văd echipa. Dar avem aici 7 jucători de silver, ia să vedem dacă este unul mai interesant. Dar avem Asamoah de la FCU, avem vreun fan pe spuneți-mi în comentarii. În sfârșit putem arunca un ochi în premieră la echipa noastră. Asta este, deci de aici plecăm. Sunt tare, tare curios să dăm în 24 de ore cam unde ne vom situa așa. Este de asemenea ora 11 când începem acest clip. Uitați acolo, vedeți și pe telefon. Și nu știu dacă vedeți, dar este duminică 13 august acum. Ca să nu că am făcut în mai multe zile. O să vă arăt mâine pe 14 august în jurul cam aceleași ore să vedeți care este rezultatul final. Pentru că sunt și eu tare curios. Și am început să învățăm, să driblăm, să șutăm, să alergăm, după am învățat să și ne apărăm. Și un nou pas important, băieții, Pulisic, este primul nostru jucător elit. Bine, probabil toată lumea a avut același prim jucător elit, adică acest Pulisic. Dar nu contează training în loc aici și bam, Pulisic. Îmi place că deja am cereri de prietenie, nu știu, probabil lumea caută după nume sau așa ceva. Uș, avem și un now and later. Ok, e un cont de-al meu pe care l-am avut din sezonul trecut, dar pe care nu l-am folosit și nu știu ce n-au later pot să am. 237 de FIFA points. Ok, v-am zis, prima oară când intru pe contul ăsta sezonul ăsta și știți de cât timp e sezonul ăsta, dar 237 de FIFA points. Nu era, uitați, aveam, am avut 60 de sezonul trecut și văd că primești și un nou later de așa ceva uh, și mai multe chestii. Ia să vedem ce avem aici la nou later, 60 de ce poți să primești? 3000 de coins, niște skill da, e groaznic. Ooooooo, oh, stai puțin! Despre ce vorbim? Rashford, gift package. Ok, acum că m-am prins, eu am, zile trecute, am prins pe contul Saliba și vi l-am și prezentat. Acum îl prins, că, adică, văd ca pachetul ăsta de gift package, E în continuare în joc și mie mi-l dă pe Rashford pe acest cont. Mi-a zis unica la l sprins. Sincer, sunt tare curios cum o să echipa în 24 de ore pentru că deja am început bombă. Și acum oficial băieți cu voi voi da primul upgrade al echipei. Deci practic doar Merit a fost... Uh, am fost obligat să-l bag în echipă, el e în plus, dar 59 este overall-ul momentan. Dacă dăm aici autobil, ia să vedem 73 direct cu Rashford, cu Pulisic și toată echipa care este de Uh, bronz, de silver, pardon, în acest moment, dar Rashford ăla de deja e, e, din altă lume. Efectiv juicy, efectiv juicy, uitați-vă cum arată. Hai să luăm de Western Europe aici, de la kick -off. Nu știu ce jucători putem prinde, dar ia să vedem. de Donker, uh, Share și Embolo. Ok, sunt totuși upgrade-uri la echipă, trebuie să nu uităm. Și mă mai pun atât să dau upgrade aici, ia să vedem. 75 și îmi place că l-am mutat pe Pulisic, la mijloc acum. A continuat grindul la skill game-uri și la meciuri. Și avem aici walkout băieții, Spaniol Cm de la Liverpool, senzație, Thiago, primul walkout pe care îl prindem pe contul ăsta Pentru că la Rashford avem indirect, foarte mișto, hai să dăm aici mai departe Dar eu intrasem pe storm, mai ca băieții pentru că avem pachetele astea free care sunt foarte, foarte bune pentru început Ar fi bombă dacă mi-ar da un jucător, ori din ăsta, ori din pachetul de la Trophy Titan Ia să vedem, n-avem din păcate în asta. dacă nici în asta nu prind un jucător, chiar mă supăr, sincer. Hai <laughs> să vedem, n-avem nici în asta. Fiți băieții, că am ajuns deja la level 9 la Star Pass și avem 2 jucători, un direct colectol. Și sunt curios în ce ordine vor veni, dacă sunt la final jucătorii sau la început. Și cred că sunt la final, ia să vedem. Uh, mid rank item, finishing, da, sunt la final jucătorii. Sunt tare curios dacă avem mai mult noroc pe contul ăsta decât avem un mod normal. Ia să vedem. Acum ar trebui să vină jucători. Ia să vedem. Primul este... Kvankara, groaznic. Și al doilea este Trimel, 106. Destul de bine. Aici mai avem pachete free de la Trophy Titan. Încă două direct aici de la eveniment. Să sperăm că din astea prindem jucători pentru că ne-ar ajuta mult acum să creștem. Rating-ul și fiți antenă că avem jucător care ar putea fi foarte bun. Spaniol, LM, Uh, nu e bun, e unul Baena, sigur. Da, el este... Îmi <laughs> arătesc că l-am mai prins, dar e ok de Deși avem deja Rashford acolo, poate să trecem până 3-4-3. Ia să-l vedem și pe ăsta. Poate Zidane? <laughs> nu cred. Ia să vedem. Nu, no, n-avem jucători. Bine că am ales ziua de azi, băieții, ca să începem acest episod, pentru că avem Mystery Signing. Ne putem să luăm direct pe Desai și avem și doi jucători între 108 și 110. Deci ce poți să vrei mai multă, frate, de la, de la viață? Pe bun. Ia să vedem. Din primul, direct cu uh, jucător de la World Cup, este un francez, KB Varan, oare? Ia să vedem. Și Desai! Dar de ce Desai când eu l iau mai încolo? Totuși, îl vom vinde. Stați liniștit, sper să coste ceva. 4 milioane jumate. E bine, pentru contul ăsta chiar e bine. Hai să vedem și pe ăsta al doilea. Poate iarăși cu animație ar fi mișto, sincer. Și da, avem și la asta cu animație, dar este UEFA Champions League. Stai un olandez, KB, delict probabil. Da, delict trebuie să fie. Da, o stop delict. Ok, avem fundași centrali. Dar cu desai ăsta rupem norma, băieți. Îmi pare rău că l-am prins până la de 109 putea să fie orice altă poziție sau orice alt jucător și ne-ar fi ajutat mult mai mult la echipă, dar în orice caz, din nou francez, din nou central back de la Chelsea, dar varianta mult mai bună a lui Desai de 112. Hai să luăm și player ăsta free de la Retro Stars de 107 plus 50 de gemuri. Și să sperăm că nu ne mai dă un fundaș central sau left ar fi de preferat. Uh, și avem un KM, ok. Și hai să mai dăm un upgrade la echipă. 75 avem acum, am plecat de la 58 sau 59, iar în mai puține jumătate de oră am ajuns la un 97, incredibil. am ajuns la finalul experimentului băieți și când zic finalul experimentului mă refer ca timp pentru că timpul a expirat în acest moment, vedeți aici este 23-21 dacă vedeți bine. Deci cred că sunt chiar 24 ore și ceva minuțele. Dacă îmi permiteți până să încheiem challenge-ul am păstrat pentru acum niște pachetele pe care să deschidem care ne vor definitiva echipa. Deja, fam nu vedeți că eu am luat acolo unde este echipa, pentru că nu vreau să vedeți. Dar haideți să mergem prima oară la Mystery Signings băieții, uh, pentru că mai avem acel jucător de la program uh, care a apărut uh, practic de dimineață, dar am zis că bă îl păstrez pentru seara. Uh, hai să vedem, am zis dacă e bă ai vrea să o deschid la final <laughs> și să sperăm că am ales bine să sperăm că o să ne dea un super jucător care să nu fie lefting. încă te rog. Ia să vedem, avem animație, un spaniol. Uh, Cm e perfect uh, tot de la via real, însă este parejo de 110. Let's go! Bombă! Bun, nu mă așteptam, nu mă așteptam la un nostru jucător de 110, care costă și 111 milioane, pardon, am vrut că 110 milioane, în fine, 11 milioane, dar e super bun, chiar ne trebuia un Cm, o să vedeți. Și cred că mai avem niște pachetele, stați să mă gândesc bine. Uh, cred că mai avem la... Da, avem, avem sigur, de fapt, niște pachetele, dar mă gândeam la pesuri, uh, nu la Retro Star. Uh, S-ar putea la Trophy Titan să mai avem la PES. Stai să vedem, că nu mai, nu mai, țin, minte, nu mai țin minte exact. Dar dacă nu, oricum avem reward-uri la... La retro, uh, ok, nu avem nici aici, dar uh, așa cum am să avem reward-uri destul de multe la retro stars, pe care nu le-am luat până acum pentru că erau pachete în care puteau pica jucători și am zis, bă, vreau să le iau pe clip, ok? Avem în prima oară acesta la 80 de puncte, avem două și asta avem chiar trei, dar să vedem exact dacă mi-ajung punctele. Am jucat aceste două bonusuri și, sincer, vă zic că doar din bonusul ăla ai putea să faci toate astea 5 linii, lejer, dar, gen, fără să mă ajut la eveniment. dar nu mai contează. Hai să deschidem astea, pentru că nu vreau să lungesc foarte mult clipul, să sperăm că ne va da jucători utili. Asta îmi doresc și nu e util deloc. Nu e util deloc, mi l-ai mai dat. Gen, nu mai am pe cont. Uh, nu e bine. Hai să deschidem și postări din partea asta. Și după vom lua jucătorii de sus, de 110 și 111. Și poate și cel de 112, dar acolo nu sunt sigur. Ia să-l vedem pe ăsta. Nu, no, nu o să comentez, trecem mai departe. Și hai să l scriem și pe asta de aici. Din păcate, linia asta nu pot să o mai termin, mai întrebeau, nu știu, 140 de puncte. Deci la 140 de puncte de distanță am fost să termin uh, practic 4 linii și deci de bun în 24 de ore. Se just, nu prea m-a nici foarte mult, dar măcar nu e te ăla pentru că m-a omorât. Și uh, acum nu știu, hai să luăm măcar și ultimele două reward-uri. Da, deci vedeți, am fost la chiar mai puțin de 140 de puncte cât am. S am fost la 115 puncte de distanță de a termina 4 linii, jucând 24 de ore, efectiv, dar avem 11 uh, 110 și 11 uh, aici în fața noastră și să sperăm că va fi un... vor fi 2 adică, buni care să ne ajute la echipă, pentru că asta mi-aș dori. Ia să vedem primul, oh, of, of, de ce, de ce, costici, nu e tocmai bun, nu cred că m-ar putea ajuta. Uh, în fine, hai să vedem, poate ăsta de 111, poate ăsta să salveze. Hai, te rog eu, te rog eu, dă unul bun, nu leftinger, dacă îmi dai leftinger mă super. Nu! No! Nu! No! <laughs> deci, uite, ți matrolat. Efectiv, m-a trolat jocul. Da, o, -o. am, deci, am la Leftinger încă de pui și în cap. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. A, nu vreau să mă văd nici pe Barnes. Am jucat degeaba. <laughs> și după 24 de ore, băieți, sunteți pregătiți să vedeți echipa acum arată. Am plecat de la 58 sau 59 overall cât aveam ieri la aceeași oră. Iar acum avem 113 overall Mi se pare absolut insane. În 24 de ore am reușit să cresc cu cât? Aproape, mai, aproape 60 de rating am reușit să cresc echipa și eram probabil și mai sus dacă aveam un portar pe care mă rog aș putea să mi-l cumpăr dar vom lăsa așa echipa practic efectiv nu am cumpărat nimic nu am folosit deci nu am folosit nicio resursă vedeți coin și mă, am folosit coin și doar pentru a da rank -uri dar gemuri n-am folosit, n-am folosit coins ca să cumpăr jucători, efectiv doar din evenimente în 24 de ore ăsta este rezultatul. La mi se pare absolut insane cum în 24 de ore poți să-ți faci o asemenea echipă și cum mai mult noroc putea să fie și mai bună pentru că sincer n-am prea avut am prins mulți leftingeri, am prins Rashford la Free pe ul ăla, unde putea să fie, de exemplu, Saliba, care ar fi fost mai bun. Am prins Desaii. Uh, cât de mână, acolo la unul din pachete, nu mai știu ce pachet, care nu ne-a ajutat deloc, n-am prins un portar și așa mai departe, dar uh, mi se pare incredibil uh, rezultatul. Astea sunt și skill boost pe care am reușit să le duc chiar până pe la level 6, unele la 5, altele la 6. Am reușit să fac Pro 2 și, mă rog, n-am jucat extraordinar de mult, dar uh, am zis să cresc puțin și aici. Mai devreme v-am arătat și progresul de la RetroStars și așa prin în grabă, să zic, am intrat și pe la, pe la PES-uri. Așa că n-ar rost să vă mai arăt acum. Puneți-mi vă rog frumos acolo în comentarii ce părere ați avut despre acest episod și cum vi se pare acest challenge de 24 de ore. Dacă, atenție, vă susține la acest episod, nu vă dau un mod de dar dacă vă susține la acest episod, continuăm cu acest cont și mergem Înspre o săptămână. Să vedem într o săptămână unde putem ajunge cu acest cont. Eu voi continua să joc și să vedem ce iese. Și fără alte adăugiri, eu am fost Cristi și să ne auzim mâine la un nou super episod. Pa.